Noi continuăm o nouă zi și vorbim despre celebra Anastasia Lazariuc, care a revenit săptămâna trecută la Chișinău în cadrul unui concert și ne-a oferit un interviu în exclusivitate pentru emisiunea noastră. Anastasia Lazariuc este o legendă vie a neamului nostru. A fost recent la Chișinău în cadrul unui spectacol și ne-a oferit un interviu în exclusivitate. Și-a amintit cu mare drag de anii copilăriei și iernile de pe vremuri. Nimeni dintre noi nu putem să uităm cea mai frumoasă vârstă a copilăriei. Atunci când părinții mai sunt în viață, când frați, surori sunt alături, când soba e caldă, când ajutăm pe mama să facă focul, când mama face ce pregătește ceva gustos, când miroase totul. Foarte, foarte plăcut. Zăpada era mare, ne scufundam în zăpadă, ne ridicam, iar pe cam mai departe. Erau alte ierni, alte timpuri. Este împlinită atunci când se află în sânul familiei, pentru că se încarcă cu energie, emoții pozitive și multă inspirație. Eu gătesc și eu ce mai pot să gătesc dacă nu am spectacole. Și Andrei cu Natasha, soția lui, și Ileana cu soții ei. Vin cu ceva pregătit de acasă, de la ei, așa că masa se îmbracă. Nepoții ei sunt cei care îi apreciază creația și se mândresc cu așa bunică celebră. M-a întrebat odată dacă eu am fost o cântăreasă foarte populară. Și i-am spus, da, Alexandru, cândva, când eram mai tânără, eram și eu foarte populară. Și zic, da, bine, acum au apărut alți tineri care s-au schimbat stilul de muzică, sunt mai frumoși, mai interesant. Și m-a făcut o pauză și a zis, n-ai dreptate. Eu m-am uitat pe internet și am văzut și am ascultat cânticile tale și mi-a plăcut foarte mult. Îți dai seama cât de tare m-a încurajat. A colaborat cu nume sonore din țara noastră, cu cei ce au scris istorie prin creațiile lor artistice: Petre Teodorovici, Ion Alda Teodorovici, Constantin Rusnac, Anatol Chiriac, Eugen Doga, Iurea Sadovnic, Grigore Vieru. Sunt câteva nume ce au contribuit la formarea Anastasiei ca artist. Din păcate, mulți dintre ei ne-au părăsit, marii noștri poeți. Am avut marele noroc și posibilitate să colaborez cu ei, să-i cunosc personal. E foarte, foarte bine că tineri interpreți au preluat piesele, nu ale mele, a compozitorilor și a poeților noștri mari și le cântă, pentru că chiar dacă ei nu mai există în viață, piesele, prin ei, prin piese, ei trăiesc și vor trăi în continuare. Depănând din trecut, ne-am amintit și de celebrul duet cu Petre Teodorovici și cum a fost filmat videoclipul Ultima Oră. Dai seama că totul a fost în studio, luminile s-au stins, au început să curgă apă pe un geam, sticlă, și s-a făcut ca și cum era afară. Proiectul Maria, pe care l-a realizat împreună cu Mihai Constantinescu, a făcut-o cunoscută și în România, iar de atunci artista se bucură de succes pe ambele maluri ale Prutului. Maria e fata cu zâmbet de foc, ea te poartă întotdeauna mă loc, pe ea oricând o voi aștepta. Maria e dragă. Nu e deloc simplu să reprezinți țara ta într-o altă țară, nu e deloc simplu, pentru că indiferent în ce țară nu ai aflat și cât de frați nu am fi, trebuie să vii cu dovezi clare, adică trebuie să fii foarte atent cum vorbești, cum te îmbraci, cum te reprezinți, pentru că întotdeauna cel care a venit de undeva este mult mai criticat. Am avut grijă de să nu fac de râs țara, cum s-ar spune. La final de interviu, artista a lăsat un mesaj pentru admiratorii ei din Republica Moldova. O nouă zi, eu o consider întotdeauna o nouă zi, un nou început. De fapt, viața noastră adevărată este acum, în această secundă, sau într-o dimineață care începe. Și sunt convinsă că veți avea parte de dimineți foarte frumoase, care vor aduce un dar zile de succes, de reușite, de sănătate, de iubire, de tot ce mai frumos, de tot ce ne poate face pe noi fericiți oamenii.